dar să știți de ce au venit. Nu se poate așa ceva. Pe comisii. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui al Consiliului Local al Municipiului Voinești. Propunem, da? Comisia de urbanism. Propunem. L-aș propune pe domnul profesor Mircea, dar având în vedere care experiență, eu nu mulțumim. Acum sunt alte propuneri. Dacă nu supunem la vot, propunerea domnului consilier, cine este pentru, împotrivă, se abține și la mulțumesc. Comisia juridică. Propunerea pentru președintele. Nu o sunt. Tot domnul Mircea. Aceeași propune, cine este pentru. Comisia economică, dacă aveți alte propuneri, dacă nu vă rog să supunem la vot propunerea colegilor de la celelalte două comisii, cine este pentru alegerea de aici? Împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Mâinești, distruse parțial în incendiu. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, dacă nu supunem proiectul la vot. Vă pot informa că a avut loc un incendiu noaptea când a fost și vântul ăla puternic, 3 case de pe strada Muncii au ars în noaptea aia. Abia într-una se poate locui în momentul de față. La ceilalți doi am dus modul dat de ISU Bacău, stau în el și ajutăm la refacerea construcțiilor, dar și cu acest ajutor în mod special. Am înaintat și direcției de muncă Bacău, care va înainta la Ministerul Muncii pentru un ajutor, așa cum au făcut cu celelalte familii care au suferit în urma incendiilor din Mâine și au primit ajutoare de la Guvern. Mulțumim tare mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu știu, și până la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat. Comisia economică, dacă mai sunt neclarități, întrebări, dacă nu vă rog să până la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrative teritoriale din municipiul Mâinești la programul de stimulare a înnoirii parcului autonațional pentru anul 2018. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, propuneți pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, ca să nu am. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu știu, și punem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări, de la Muri, dacă nu vă rog să supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, nu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mâinești anul 2018. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt neclarități, cu statul de materialul prezentat, întrebări, opinii, dacă nu, vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mâinești, numărul 66, din 17.06.2014, privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru serviciile notariale necesare desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică al imobililor în municipiul Mâinești. Comisia de urbanism, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, dar sunt cineva, mulțumesc să vă dați un moment. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Așa că e o ceva clarificare. Deci așa de sau în ce constă solicitarea? După aceste completare în hotărârii, în sensul că pentru derularea contractului serviciul de beneficiare sistematic în cazat și partea funcțională a imobililor situate în cadrul municipiului Mărimănești, pentru certificarea acestora, pentru recepționarea sectorului cadastral deja depuse la Oficiul Județean de Cadastru, este nevoie de certificarea amplasamentului printr-un certificat de nomenclatură stradală, certificat care se eliberează de către unitățile administrative teritoriale, contrapost, proprietarilor, posesorilor acelor imobile. Având în vedere că noi suntem la faza de recepționare a acestor documentații depuse la Oficiul Județean de Cadastru, am solicitat completarea prin acest proiect de hotărâre, completarea hotărârii, în sensul de a emite din oficiul municipiului Mărimănești aceste certificate pentru a putea finaliza lucrarea de înregistrare în cadastru imobiliar a bunurilor imobile din cadrul municipiului Mărimănești. Bineînțeles, fiind o eliberare din oficiu, fiind scutiți de taxa de eliberare a acestor certificate de nomenclatură stradală. Pentru că nu putem obliga proprietarii să solicite contrapost de eliberare a acestui certificat de nomenclatură stradală, pentru a apoi să ne îndețină nouă și noi să definitivăm înregistrarea în cadastru a imobiliilor de raza o dată din jurul nostru. Da, mulțumim, doamnă, secretar. Mai sunt alte întrebări, dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiativă, atunci când se vede împotrivă, se abține cineva. Comisia Economică, dacă nu mai sunt neclarități, întrebări, vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. Alte puncte de ordine de zi. Eu vreau ședința de plen a Consiliului Comunal. Domnilor consilieri, cum ați invitat, în conformitate cu prevederile articolului 39 al numărului 2 din legea 215, legea administrației publice locale, republicate, publicările și competențele ulterioare, prin dispoziția 149/2018 a primarului municipiului Mărimănești, a fost convocată întâlnirea Consiliului Local al municipiului Mărimănești, în ședință extraordinară pentru data de astăzi. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere propunerile și rapoartele comisiilor de specialitate, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Mărimănești, prin determinarea domnului consilierului Mircea Ioan ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Deci supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al municipiului Mărimănești de 2024. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Obținem. Nu sunt. Unanimitatea de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre în forma propusă de comisiile de specialitate. Domnule președinte, vă rog să trebuie articolele ședinței și să parcurge ordinea de zi pe o persoană. Mulțumesc, doamna secretar. În conformitate cu prevederile articolului 39 al numărului 2 din legea 215/2001 și din dispoziția primarului Mărimănești 149/2011 s-a convocat astăzi ședința extraordinară a Consiliului Local. Ați luat cunoștință de invitația la ședință de ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci vă dau unanimitate. Deci la punctul 2 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Mărimănești, care parțială în incendiu. Rog ca tot Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru.
raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu spun, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Proiectul a fost votat cu anumitatea focus pe cepută de 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrative teritoriale municipiul Moinești la programul de stimulare a înmoirii parcului auto național pentru anul 2018. Rog, raport Comisia. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate de voturi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești de anul 2018. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 66 din 17.06.2014, privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru serviciile notariale necesare desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobililor în Municipiul Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul în forma propusă, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Din procedință extraordinară. Nu avem Eu am să vă adresez o invitație pentru sâmbătă viitoare. Are loc o sesiune de plantare în municipiul Moinești, pe dealul deasupra parcului Văzăiești. Vă invit pe toți să participați. Suntem primii beneficiari al unui program de împădurire a zonelor degradate. Doamna Ienea, vă rog să spuneți ceva din acest program. Acum, e important în sensul meu să le regretăm și să asigurăm mai aceasta pe niciunul lucru. De data asta, în schimbat locația, până acum am fost pe Osuri, trecem pe partea de Băsiești, unde mai avem între 10 hectare pregătite, sâmbătă, între 8.45, sâmbătă 10 noiembrie, într-o 49.30, vă așteptăm pe locație. Cu siguranță să vă placă, pentru că avem 6.000 de bucăți pregătiți, avem 21.000 de metri pătrați de asemenea pregătiți pentru plantare și să sperăm că o să ținem un pic și vremea cu noi, că e și așa și așa. Dar ne stăbim să fie bine, ne-am spus și vremea rău, ne ajută și pantaleul nostru, plantăm foarte bine în România. Dacă mai puteți și alții... Mulțumim, doamna! Mulțumim, doamna! Ședința s-a încheiat.